Fostul sediu al Partidului Național Liberal, filiala Drobeta Turnul Severin, pare să capete în sfârșit o utilitate. Asta însemnând că va fi vizitat de foarte mulți oameni după ce Primăria Drobeta Turnul Severin, Prefectura Mehedinți și Consiliul Județean Mehedinți au decis să deschidă aici un birou de relații cu publicul. De mai bine de două luni acest spațiu este neutilizat, nu că până atunci ar fi avut vreo întrebuințare. Locația se află în proprietatea Primăriei Turnul Severin, astfel că ea va fi folosită pentru cetățeni. De circa două luni este liber acel spațiu. Eu m-am gândit împreună cu domnul prefect și cu președintele Consiliului Județean să-i dăm o utilitate practică pentru cetățenii municipiului. În acest sens, am hotărât ca acel spațiu să devină un spațiu pentru relații cu publicul. Asta înseamnă că cetățenii, fie din județ veniți, fie din municipiu, fie din alte localități ale județului, care au probleme de rezolvat cu autoritățile locale, că se numește prefectură, Consiliul Județean sau primărie, și sunt chestiuni care de urgență și care se pot rezolva fără a fi absolut necesară prezența prefectului, președintului sau primarului acolo, să meargă la acea locație. Primăria, prefectura și Consiliul Județean va delega câte o persoană responsabilă și care poate să rezolve problemele, să stea un termen rezonabil acolo, eu știu, aș propune între 9 și 12, să culeagă datele de la cetățeni și să vină după ora 12, fie le rezolvă direct, fie ce nu poate rezolva, vine la primar, la prefect sau la președintele Consiliului Județean să rezolve această problemă. Prin crearea acestui birou, cei care au o problemă de rezolvat ar putea găsi o soluție mult mai repede decât dacă ar sta la cozi interminabile la ușile acestor instituții. Împreună cu domnul prefect și cu președintele, am vrut să venim în întâmpinarea cetățenilor în sensul de a fi operativi. Eu acum știu că poate mulți din cetățeni vor să discute fie cu prefectul, fie cu primarul sau președintele. Noi îi așteptăm la datele la care avem audiențe. Dar dacă o chestiune este foarte urgentă și nu poate să stea de vorbă cu noi, poate să meargă acolo și eu zic că în maxim 24 de ore chestiunea lui se poate rezolva. Programul de audiențe va rămâne valabil la aceste instituții, astfel că cetățenii care au probleme mai delicate pot apela cu încredere la autoritățile locale sau județene.